Cei doi bărbați au fost prinși în flagrant de către polițiști în cursul nopții, în timp ce au spart mai multe boxe de la subsolul a două blocuri din cartierul Michelaca. În urma extinderii cercetărilor s-a stabilit că aceștia sunt suspecți în 10 de astfel de furturi comise de pe raza acestui cartier. La locuința acestora au și fost găsite 10 de bunuri, vorbim de o cantitate impresionantă de bunuri provenite din astfel de furturi. Ei au fost reținuți pe bază de ordonanță de reținere, urmând ca în cursul acestei zile să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă. Thank you.